Aproximativ 80 de pensionari din municipiul Suceava participă în această perioadă la cursurile de IT gratuite oferite de Biblioteca Bucovinei Ighes Biera. Entuziasmați de această idee, bătrânii au venit la cursuri pregătiți cu carnețelele pentru notițe și gata să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Toți sunt conștienți că dacă nu se pun la punct cu acest capitol, vor rămâne mult în urma societății care este în continuă mișcare și schimbare. Care este motivul pentru care ați venit să vă înscrieți la aceste cursuri? Întrucât din școlile care le-am urmat, n-am avut șansa să învăț calculatoare. Și atunci, pentru viața de zi cu zi, este necesar să cunoaștem toate datele. Pentru ce vă este necesar să știți să utilizați calculatorul? Din curiozitate, pentru navigare pe internet, pe Facebook, pe plata facturilor și așa mai departe. În primul rând, să fim activi. Chiar dacă am intrat la pensie, dorim să fim activi. Și ceea ce mai știam dinainte de a intra la pensie, acum, oferindu-se această posibilitate, încercăm să aprofundăm, să comunicăm și să mai învățăm. Pur și simplu este bine să fii la zi cu tehnologia care a apărut. Acum nu poți să fii la zi chiar cu toate, dar încercăm în măsura posibilităților să folosim prilejul oferit de Biblioteca Ighes Biera. Dacă unii dintre ei aveau habar câte ceva despre calculator, alții abia au învățat să închidă și să deschidă computerul său sau redacteze un document în Word. În lângă ceea ce știam, că mai știam cât de cât câte ceva, încercăm și această noutate a calculatorului. E-mail, de introdus poze, de citit e-mail-uri, de citit și așa mai departe. De corespondat, poate de corespondat, bine, asta nici nu mai poate fi vorba. Cum se pornește, cum se oprește, cum se scrie, cum se face un tabel, utilizarea programului Word, care pare interesant, e mult mai complex decât o mașină de scris și mai ușor de manevrat și oferă niște posibilități largi. Bătrânii intră la cursuri în serii de câte 10 persoane, iar fiecare serie are la dispoziție o săptămână pentru inițiere. Este necesar fiindcă se dorește ca aceste persoane să nu fie excluse, cu toate că noua tehnologie poate părea uneori un tabu pentru aceste persoane, însă trebuie de înțeles că noua tehnologie nu este destinată exclusiv tinerei generații. Ne dorim persoane active, ne dorim persoane implicate și persoanele prezente la acest curs și cele care vor urma acest curs dovedesc că își doresc să asimileze cunoștințe noi, își doresc să comunice, să socializeze.